Antreprenorii din sectorul Horeca, unul dintre cele mai afectate de pandemia de coronavirus, cer o clarificare din partea autorităților cu privire la data exactă și normele de redeschidere a teraselor. Toată partea Horeca se duce. Avem nevoie cumva să putem să funcționăm. Avem nevoie să deschidem terasele pentru că avem terasa mare și putem să funcționăm. Avem nevoie să ne ținem oamenii lângă noi, angajații care, sincer să vă spun, oamenii mor de foame acasă și pe lângă ei murim și noi. Pe lângă angajații avem chirii de plătit. Oamenii nu ne pot înțelege la nesfârșit. Adică cumva trebuie să facem, trebuie să găsim soluții. Nu putem să ridicăm din umeri și să așteptăm. Așteptăm ce? Ca măsuri de protejare a clienților, proprietarii de terase iau în calcul măștile de protecție, luarea temperaturii și poziționarea mesei la distanță unele de altele. Ca etapă de probă se propune un număr de o persoană la fiecare masă, 2 metri între mese și maximum 200 de persoane în fiecare astfel de local. De asemenea, vor fi aplicate măsuri sanitare obligatorii pentru angajați. Terasele pot fi manevrate, pot fi aranjate mesele în așa fel încât să pregătim deschiderea restaurantelor. În al doilea rând, este și o formă de susținere a salariaților din domeniul Horeca. Conform legii privind starea de alertă, terasele vor putea fi deschise, urmând să se stabilească data la care se va întâmpla acest lucru. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat în Sasare la un post de televiziune că referitor la redeschiderea teraselor, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență ar putea să spună nu măsurilor de relaxare. Într-o discuție avută miercuri cu reprezentanții Asociației Restaurantelor din România, premierul Ludovic Orban a declarat că restaurantele vor fi deschise în trei etape, începând cu terasele acestora, apoi cu spațiul interior doar la jumătate din capacitate, iar în a treia etapă cu întregul spațiu.